acum vedeți cu adevărat cum arată cerul. Încă o dată, nu e ceață, nu sunt nori. Tocmai fain. Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața din Canada. Ăsta este un clip ce nu trebuia să se întâmple sau nu era plănuit, pentru că noi călătorind facem research despre țara în care ne aflăm, nu despre cea în care urmează să mergem, în cazul de față Canada, așa că ieri am aflat și noi că astăzi este... 1 iulie, e ziua Canadei. Happy Canada Day! Bun fete în Canada! Știam că va fi 1 iulie, nu știam că va fi ziua Canadei. Astăzi această țărișoară împlinește 156 de ani. 156 de ani de când cele trei regiuni s-au unificat și au construit această mare țară, a doua cea mai mare din lume. O să vorbim mai multe despre asta, dar am decis să luăm un tren, să mergem direct în downtown Toronto, care e probabil cel mai mare oraș de aici, deși nu e capitală. Multă lume se înșeală, Ottawa e capitală. În Toronto să vedem cum sărbătoresc oamenii ăștia ziua națională. Cred că e un eveniment care merită să fie captat de camera noastră. Astăzi ziua a început mult mai bine decât ziua anterioară, pentru că dacă americanii sau nord-americanii, canadienii, au un defect, e că beau cafeaua aia pișoarcă. Ei bine, am rezolvat problema, am pus mâna pe cafeaua noastră preferată, deci am început ziua cu energie, mergem la tren, o să vorbim și despre bilete de tren și despre tot și vedem cum se prezintă Toronto Downtown astăzi în cea mai importantă sărbătoare a țării. Astea fiind spuse, bine ați venit, nu uitați că pe mine ajută foarte mult dacă voi interacționați cu clipurile, dați like, dați subscribe, acolo nu vă costă nada de nada, sau somn, cum se zice, nothing of nothing, nu vă costă absolut nimic și pe noi ne ajută să continuăm cu acest proiect. Mulțumim, bine ați venit! Hai să mergem! Momentan plimbările nu sunt foarte plăcute pentru că este o nădușoală din aia în aer, datorită incendiilor din Quebec. Dacă vă uitați pe cer, nu știu dacă se observă, e soare de vară, căldură, doar că e un smog de ăsta, un fum. Ce păsări am mâncat? Astăzi din nou s-a anunțat o zi din aia în care oamenii ar trebui să stea în casă, deși nu cred că vor sta, pentru că sunt nu știu ce particule în aer, calitatea aerului e insuportabilă. Ieri s-a înregistrat câteva ore în Toronto, aerul cu cea mai proastă calitate din lume, depășind orașe de prin India și China, ceea ce e wow. Și na, asta vreau să zic, nu e plăcut deloc, că te sufoci, așa e, fum cu soare, cu nu știu, și acum vine și ploaia, deci să vedem cum sărbătorim această zi, va fi interesant. A, uite ce frumos e trenul cu două etaje. A, uite ce drăguț. Separat, așa? Și Raluca face poze pe aici că ea e îndrăgostită de zona asta. Ca să nu trecem, cum spun mereu, ca să nu trecem carața prin baltă, trebuie să aflăm înainte ce sărbătoresc oamenii ăștia. De ce e astăzi ziua națională? Nu o să ne duce foarte mult în timp, nu o să ne întoarce până la băștinași și indigeni și triburi și valala, că n-are sens, e prea îndepărtat. Pentru contextul acestui video trebuie să ne întoarcem până în 1840, până la raportul Durham. Raport prin care îi se sfătuia Imperiului Britanic, pentru că e mai simplu de manageruit, să unească cele două Canade. Erau două Canade înainte. Canada de Nord, Canada de Sus și Canada de Jos. Ceea ce astăzi se traduce în provincia Quebec și provincia Ontario, actualului stat pe care îl numim Canada, de altfel și cele mai mari regiuni ale țării. Ele două se uneau și se transformau într-una, pentru că Imperiul Britanic, gândiți-vă cât de mare era acel imperiu și de ce era important să fie ușor de controlat, în acel imperiu, la un moment dat, soarele nu apunea deloc. Atât de extens era, încât în Imperiul Britanic nu apunea niciodată soarele. Asta în 1840-1841, iar apoi, mai departe, ziua Confederației, ceea ce sărbătoresc oamenii astăzi, în 1867. În 1867 se unifică cele două Canade despre care vorbeam înainte cu celelalte provincii, Nova Scotia și New Brunswick, cred că așa se pronunță, și se formează țara asta enormă, a doua cea mai mare țară din lume pe care o cunoaștem noi astăzi. Toate, tuturor, aceste confederații se declară cumva independență, dar totuși rămâne sub ceea ce cunoaștem astăzi ca și Commonwealth, adică regina Angliei încă era și regina acestei țări, deși nu prea face nimic. Și astăzi, și în ziua de astăzi, dacă te uiți pe bani, găsești... Bine, acum nu mai e regina, că nu mai e, dar
ei încă fac parte din Commonwealth, dar cam asta e istoria. În 1867 se unesc toate teritoriile astea cu federațiile canadiene și creează acest stat enorm numit Canada. Asta e sărbătorește astăzi. Suntem în fața marii gări Union, foarte frumoase. De aici pleacă faimoasele trenuri către toate destinațiile, trenuri care costă o grămadă de bani, iar peste drum este hotelul la care eu visez de ani de zile, Fairmont, nu mai știu cum se numește asta, Fairmont York, e un hotel de 5 stele extrem de luxos, e ca hotelul ăla din Singura Casă, la care visez să o aduc pe fata asta mică cândva, mai durează vreo 3-4 ani să o pot caza acolo. Fun fact pe care l-am aflat de la un român care trăiește aici de 30 și ceva de ani, strada asta se numește Front Street, acest hotel se află pe strada Front Street. De ce se numește așa? Ei bine, asta era prima stradă de la lac, de la lacul Ontario, care e un lac enorm, asta era prima stradă. Tot ceea ce este de aici acolo, gara și o grămadă de chestii și portul, tot ce e încolo, e teren furat lacului, teren construit artificial. Însă i-au menținut numele de Front Street, ca și cum e prima stradă după lac, deși în ziua de azi nu mai e prima stradă după lac. Deci uitați-vă cum e cerul, frate, acolo între clădirile astea, e ireal, ia uite, soarele cum e ascuns, nu e ceață, nu e nimic, e fum. Weird, rău de tot. Deci aici te vei da jos când vei ajunge în Toronto, foarte probabil, dacă nu fii cu avionul, evident. Aici e hotelul, ăsta e zona downtown, în spate e faimosul CN Tower și lacul și portul pe unde poți să mergi către Toronto Island, unde nu am fost anul trecut, dar am fost în 2017 și s-ar putea să mergem și astăzi, pentru că, atenție, este ora 4. Obișnuiți-vă cu acest video, faceți-vă comozi, pentru că trebuie să stăm cel puțin până la ora 10 noaptea, pentru că la 10 noaptea încep artificiile în oraș. Și dacă tot am venit până aici, trebuie să vedem și artificiile care sărbătoresc 156 de ani de la independența acestei țări, pe care noi o admirăm sau o admiram în ultima timp cam scârție, dar totuși e o țară bună în care să trăiești, zic eu. Foarte frumos downtown Toronto, foarte frumos, doar că plin de oameni dubioși, dar asta e altă conversație și probabil o să-i și vedeți pe acei oameni dubioși într-unul din vlogurile viitoare. Trebuie să mergem pe strada asta, la alta, ca să mergem în Nathan Square, unde sunt liderele. Acum că știm povestea, trebuie doar să găsim evenimente, să vedem cum sărbătorești, ce se întâmplă, să așteptăm până la artificii. CN Tower-ul acolo, mamă ce frumos se vede, dar mă sperie. Uitați-vă, acum vedeți cu adevărat cum arată cerul. Încă o dată, nu e ceață, nu sunt nori, e fucking smoke. Deci... Hai. Acolo plouă și aici nu. Bă, plouă acolo și aici nu, mă mâncați. Băi, sfârșitul lui. Nu mă plouă, nu cade nicio picătură. A, picat, fute. Voi vedeți cum plouă? Plouă în slow motion, să mor eu. Acolo, în dreapta, încă un om cu siringa în vene. E incredibil cum îi lasă pe oameni în Canada să drogheze peste tot. Eu nu pot să fumez țigară la terasă. Bine, m-am să mai fumat, dar nu pot să fumez țigară la terasă, că dau fumul pe tine și te deranjează. Dacă ăla vine și bagă siringa în vene în fața mea, eu trebuie să-l accept. De asta ziceam, că sunt unele chestii care sunt foarte prea libere. Ei, aici în Canada, sărbătorile nu sunt... Nu știu, dacă te gândești, de exemplu, la România sau și la Spania, când sărbătorești ziua țării, sărbătorești cu tradiții, cu muzica populară, cu costumele noastre populare. Ei bine, în Canada, din ce am citit pe programul primăriei, e cumva diferit. De ce? Pentru că în această țară 90% din populație trăiește aproape de Statele Unite și tot teritoriul la de sus e aproape pustiu. Așa că ei au mizat pe o politică de imigranți. Și asta se poate vedea mergând în Toronto, că vezi 2 canadieni, 6 indieni, 4 africani, 5 europeni. Au mizat pe chestia asta, plus generațiile de indigeni, așa că tot timpul la sărbători sunt chestii chinezești, chestii muzică din Africa, chestii despre indieni, chestii făcute de indieni, de panjabi. Cumva e o salată, un mix de tradiții din toată lumea, care adunate la un loc formează tradițiile acestei țări. Și cred că va fi mult mai mixtă de acum înainte, pentru că noi asta o vedem la hotelul nostru la micul dejun. Da. La micul dejun coborâni sunt 2 canadieni cu un copil, mai sunt încă 2 cupluri de canadieni, câte 2 copii fiecare, însă apoi sunt chinezi, sunt africani, sunt indieni care au câte 6-7 copii. Multiplică ecuația asta pe 100 de ani și e foarte probabil să fie mult mai mixtă decât e
acum. Dar va fi interesant de văzut toate aceste culturi adunate la un loc, sărbătorind ziua unei singure țări. Frumos! Bă, eu mă întreb. Tot mai faine! Ia uite aici. O după masă, $10 parcarea, 20 de minute sau mai puțin 6 și pe zi $30 aici în downtown. Băi, e real, bă, ce oameni nebuni sunt peste om. Și nimeni nu-i bagă în seamă, frate. Nimeni nu-i bagă în seamă, ba chiar le dau droguri. Am vorbit despre chestia asta. Cred că aia e problema, că nimeni nu-i bagă în seamă. Am vorbit despre chestia asta anul trecut, din Vancouver, vă las un link. Vancouver era desperat anul trecut, dar văd că acum Toronto se apropie cu pași mari. În fine. Măcar zona asta de downtown. Ne, cum se zice, ne deviem de la subiect. Hai să revenim, se oprească un pic ploaia, să putem scoate camera cealaltă înapoi. Uite, exact ce vă spuneam. În piața, una din cele mai celebre piețe de aici, la ora 4. Cred că se numește Nathan Phillips piața. Aici unde sunt literele cu I love Toronto. Uitați ce show este. But we're gonna move away from the Malinke people. Just a little bit over to a country called Ghana. And the rhythm we're going to perform for you is called Palogo. Deci acum e exact vremea aia de om la mână, faci riduri aici, că stai încruntat non-stop și e nădușală sau umiditate, zici că suntem în Bangkok, deci eu, așa te simți, ca în Bangkok, frate. Eu am lugii lipiți pe mine. E groasă. Uite ce frumos e vita. E foarte drăguț. Ca orice sărbătoare care se respectă pe continent american, nu pot lipsi faimoasele food courts. Hai să vedem ce prețuri au. Corturi. Burrito, curry goat. Jerk chicken sandwich, $16, spicy beef patties, ăștia ia-ți cartofi, putin, 12, putin, dacă vrei să mori încet, mânci putin, am mâncat anul trecut și acum mai ard calorii din el, da, nu puteau lipsi, aici, el pescador. Fântâna, ceviche on the wheels. Ține-i pangea. Ahora aprendo idioma español. ¿De dónde vives en España? En Benidorm, Valencia. Valencia es sud. Yes. Aici pe lângă show-ul ăsta, nu știu ce se întâmplă, dar toată lumea dă cărți despre mantra, despre chestii de astea. Vin și le dau, nu le vând, lași tu cât vrei. Am zis, nu mai pot să duc cărți, că am o grămadă de cărți, nu mai am loc unde să le duc. La lumea se simte bine. Raluca vorbește cu domnul ăsta și în spaniolă și în română. Dar fără dar și poate, cea mai intensă luptă se duce aici, în parc. Bac, șah. Ia uite acolo. Luptă intensă aici. La sfârșitul vlogului veniți să vedem cine a câștigat. Să știți că eu când eram mic jucam șah și credeam că nu mai știu să joc șah. Iar anul trecut am jucat cu un bun prieten, mai să jucăm un șah. Am zis, bă, n-am mai jucat de 20 de ani și încă țineam minte, frate, ceea ce mi se pare incredibil. Ce mișto e! Da, e! Ora 5 și jumătate începea. Ce te speri așa de mine, iubita? Nu, dar ai văzut că vine căldura de acolo de jos.
La ora 5 și jumătate începe un alt show acolo la Night and Square, dar nu o să mai rămânem acolo. O să mergem să ne mai plimbăm, să vedem ce mai găsim. Poate, mă scuzați gălăgia. Și încerc să conving pe fata asta mică să trecem pe Toronto Island, dar zice că s-ar putea să rămânem acolo blocați. O să fie mare nebunie, o să fie packed și o să stăm mult la barcă sau... Da, asta e că toți românii, toată comunitatea de români pe care noi o cunoaștem aici în Canada ne-au spus același lucru. Atenție mâine că treceți cu barca, tot orașul trece acolo pentru că dacă la ora 10 sunt artificii în downtown, ele se văd foarte frumos de aici, din downtown. Dar de pe Toronto Island, de unde se vede tot orașul, se văd mult mai frumos. Și toată lumea merge acolo și după aia toată lumea rămâne blocată acolo, că toți vor să se întoarcă după artificii și chestii de astea. Vedem, vedem. Ar fi frumos, poate dar merge. Trebuie să gândim după aceea și la cât avem de... Dar ce e asta, frate? Grevă de gunoi, poate. Și bă, ăsta-i spart aici? Deci n-am. Vedem ce mai facem. Acolo până la 5 jumate nu mai începea nimic. La 5 jumate era ceva de ase de sud-est. Am văzut destul de ase de sud-est noi. Noi ne îndreptăm către, nu știu cum se pronunță, da, cum e? Da, Dundas Square. E, am arătat și în vlogul trecut, e ca Times Square-ul canadian. Crezând că acolo se va întâmpla ceva, adică fiind un loc atât de popular, mă gândesc că și acolo este vreun eveniment până să se lase seara. Și profit de acest moment să vă reamintesc, dacă încă sunteți aici, că probabil deja trecut câteva minute bune, să vă abonați, să apăsați butonul like, pe mine ajută foarte mult, să dați clipurile mai departe, dacă vreți să lăsați un comentariu, toate interacțiunile voastre ajută ca clipurile să meargă cât mai departe și pe mine ajută să continuăm, iar pe voi nu vă costă absolut nimic decât 3 secunde din viața voastră, pentru noi înseamnă o grămadă. Hai că ajungem imediat. Talent! Ia priviți cum arată locul ăsta. Mi se pare că avem un concert, avem acolo niște fete îmbrăcate în roșu cu niște umbrele, nu înțeleg de ce. O grămadă de turiști peste tot, pe unde te uiți. Și ăsta e un loc super drăguț să vii să-ți faci poze, mai ales seara când se luminează toate străzile astea, toate panourile astea. E un loc mișto de poze. Dacă cineva m-ar întreba prin absurd cum miroase ziua Canadei, ea spune a iarbă. Ăsta e miros. 100% ăsta e miros. Iarbă. Am auzit country, am văzut pălării de alea de cowboy și ce crezi? Tot indian ești la care cântă. Nu știu cum va performa vlogul ăsta, dar sunt mândru de cadrele pe care le-am tras astăzi cu oamenii bucurându-se de ziua asta. Sunt mândru, I'm ok. Dacă n-ar fi așa, așa de cald. Yeah. I love is here too to me. Femeia asta are lumea la picioare. Conform avansează ziua. Jesus is Lord. Sunt tot mai mulți oameni, hai pe acolo, da. Jesus is Lord. Se tot deja pe unde uiți, plin, plin, plin de oameni. A rămas camera asta că atrage mai puțin atenția și mi-e mai ușor mie să filmez cu ea. Aici sunt toate astea, sectele religioase aici, pe trotuarul ăsta. Ăla e trotuarul cu muzică, acolo erau soldați și aici e sectele religioase. Puteți să ziceți ce vreți. Nu există ciudăței pe metru pătrat ca în țara asta nicăieri pe lume. Deci nu. Nu zic mai mult de atât ca să nu jignesc pe nimeni. Să ne zicem oameni ieșiți din comun.
cum vezi aici, nu mai vezi nicăieri pe lumea asta. Dar faptul că nimeni nu se surprinde decât noi ăștia care nu trăim aici, nici nu știu dacă e bine sau e rău. Este foarte greu să ții un regim, să mănânci sănătos în țara asta. Cel puțin pe buget așa e greu. Dar am descoperit berea IPA asta care îmi place foarte mult, cu o arome așa. Deci, ce ați văzut acolo pe masă a fost 61 cu 25 plus ciubuc, $70 în cap. $70. Nici n-a fost cine știe ce mâncare. Deci, și e unul din cele mai ieftine restaurante care au în zona asta. Pe mine faza cu restaurantele în Canada mă depășește și faza cu ciubucurile mă sparge. Dar asta e și în Statele Unite, știi? Trebuie să lași ciubuc gen 15, 18, 20, adică câte 20-30 dolari și că l-am angajat eu pe ăla, îi dau $30 ciubuc eu, zici că i-am angajat eu. Dar așa e cultura aici cu bacșișul. Dar eu n-am sprijinit cultura asta niciodată și eu las bacșiș peste tot pe unde merg. Dar faptul că transformi asta o obligație e ca și cum tu îți deschizi business să-l angajezi pe ăla, dar îl plătesc eu. Că tot timpul scuza e aceeași, că iau salarii mici și trăiesc din ciubucuri. Stat mai full, dă-i salari la om dacă vrei să deschizi crâșmă. Da, atât costă o masă într-un restaurant ieftin în Toronto. Hai să vedem unde mai mergem acum. Ia uite cum e blocul ăla. Ce? La ora asta? Ia uite ce frumos e ăla. Vrei să mergem încă? M-am îmbătat de la berea aia, mă. Am început să-mi placă berea asta IPA sau cum trebuie zice. Eu am zis la aia, am zis, ai bere, you have beer, IPA. Și mi-a zis aia, ce mă? IPA, zic, a, n-am PA, dar tu ai? Ne-am înțeles. Perfect. Trebuie să-mi bag pe Cambly acolo ore. Scuze, a fost ceva, nu știu, joc sportiv? Pentru că văd multă lume cu tricou și cu pălării. Ceva îmi spune că nu mergem bine, că toată lumea merge invers. Toată lumea merge în partea cealaltă și merg la joc sportive, cum am spus eu. Ce joc sportiv? Ce înseamnă joc sportiv? Sport game. Da. Un basket. Un hockey. Un ceva. Pre-drink before US before game. Da, e ceva baseball, nu știu ce au jucat ăștia. Joc sportiv, așa e. A plouat, după cum se vede. E foarte mișto zona asta. Super drăguț tot. Nu știu unde suntem. Cred că acolo e oceanul, zic, ăsta, lacul Ontario. Dar e foarte mișto zona, îmi place. Mi-e ciudă că tot picură și nu pot scot camera cealaltă, dar asta se facă jobul. Ăștia ambii au aceeași echipă, dar unii au echipament albastru, unii au echipament roșu, dar echipa e aceeași. Care nici suporteri nu se pot bate între ei, că au diferite culori. Aia de la aceeași echipă. E mai multă lume de la meciul de baseball decât de la Canada Day. Așa. Deci, pe urmă, e baseball? L-am auzit pe băiețașul ăla, a zis baseball. Wow, uite ce bloc fain, a ieșit omul ăla pe terasă. Bă, ce fain să ai un apartament aici. Câte milioane o fi? În Toronto nu mai e nimic. Nici cu un milion cred că nu mai e nimic. Uite ce priveliște frumoasă, dar vreau să înțelegeți o chestie. Să puteți realiza cam câți oameni vin în Toronto astăzi. Gândiți-vă, suntem aproape de ora închiderii, e fumul ăsta și la televizor toată ziua se recomandă să nu vii aici sau dacă ești aici, să nu ieși din casă. Este aproape ora de a se închide totul și uitați-vă câți oameni fac coadă să urce la CN Tower. Stai că nu vedeți de copaci, stai așa. Stai așa. Deci coada merge până în stradă acolo. Repet, aproape de ora închiderii, vine ploaia, e fum, oamenii sunt recomandat ca oamenii să nu iasă din casă. Toate chestiile astea, deci gândiți-vă câți oameni vin. Auzi, elicoptere, ambulanțe, se aude toate. Nu se vede de copaci, dar coada e până aproape în drum acolo. Incredibil. Eu, în schimb, am aici jos un spectacol de veveriți la care mă. Da, mă uit acolo. Aici e una și acolo e alta. The energy that they send to me live on the top.
yo, and I defend all my enemies. Why? Cause they got a reason. Cause, ayo, as long as I'm breathing, promise they not achieving. What up, yo, peace on love, when I can't get a bluff, yo. Nu, nu există să stai în orașul ăsta. Undeva să te odihnești. Și tot miroase iarbă, tot. Te ajunge acasă spart, comoc. Acolo e Toronto Island. Locul unde se vede foarte frumos tot Toronto Downtown. Dar nu cred că astăzi e cazul. Nu știu dacă voi puteți aprecia. Da, water taxi-urile. Ăla e, cât că ăla e la mare. Cu ăla am mers noi atunci, nu? Iarna. Înghețam mâinile pe bara aia acolo. Cred că da. Dar nu știu dacă asta se vede ceva. Dar e plăcut aici. Tiki taxi. Hai că acum când mai e o oră jumate până la faimoasele artificii, am înțeles de ce tata Mario a zis că a mers odată și nevermore. Și încă alți doi români au zis să nu mergem. Acum ne-am dat seama de ce. Unu, deci opțiunea din Toronto Island nici măcar, adică n-apare nicăieri ca și cum și anul ăsta se pot vedea de acolo. Nu știu exact unde sunt artificiile, dar e clar că acolo mergi și riști să rămâi acolo. Adică stai la coadă de 3-4 ori până să prinzi o barcă și eventual stai acolo până mâine, că artificiile încep la 10, ultima barcă e la 11. Și după aia mai sunt în două locații, sau cel puțin sursele oficiale, e două locații pe aici. Ash Bridges Park, care e, atenție, de la stația centrală trebuie să schimbăm 3 trenuri și facem o oră și după aia de acolo să venim o oră înapoi și după aia să luăm trenul către casa noastră încă o oră. Și celălalt e Centennial Park, care și ăla e la o oră și un minut de aici. Deci eu nu știu cum au plănuit ei artificiile să fie la o oră distanță în ambele părți din centru. Nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg care e situația, dar înțeleg de ce oamenii au recomandat să nu mergem. Nu știu, vreau să-i dau de cap, dar nu știu de ce pune o oră încolo, o oră încolo. Și scrie fireworks display. Engleza mea nu e extraordinară. Display, știu că e ecran, înseamnă că artificiile sunt de fapt altundeva și le văd pe un ecran. În fine, whatever, m-am sucit și mergem la gară și dacă le vedem de la noi de acolo din Burlington, bine. Dacă nu, iar bine că artificii am mai văzut. E riscant, n-aș vrea să dorm pe insulă acolo astăzi, no thanks. Și sunt și eu un pic spart de la tata iarbă. Jur, sunt drogat pe banii altuia. It's in Romanian, bro. You won't understand a lot. It's in Romanian. Go, where is this way? Where are you from? Amritsar? No, Ludhiana. Punjab. I've been in Amritsar only. Oh. Amritsar in Wagah border. Oh. I see this. Nice. Take care. Frații mei, Punjab, nu-i cunoaște tata. Ne-am întors în satul, orășelul nostru, Burlington, am făcut exact o oră și evident că ziua Canadei nu e doar în Toronto. Deși aici, în parcuri de lângă lac, pentru că aici unde stăm noi este o faleză foarte drăguță și acolo se întâmplă chestii. Eu te scriu și pe asta, Happy Canada Day. Și acolo se întâmplă chestii. Nu știm dacă mai ajunge pentru că în 10 minute pornesc artificiile. Țineți cont că artificii în țara asta sunt doar de două ori pe an, astăzi și în Victory Day. Hai să vedem dacă ajungem la parcul ăla de aici, de la stație, cumva. Deși nu prea cred. N-a venit niciun autobuz aici. Trebuia să vină de 10 minute, n-a mai venit. Artificii se aud peste tot. Aici. Maybe a love like ours can leave out its cause.